Tatăl meu a așteptat de voi să fie acela care merită și să zicem cu toți amin. Amin. Și această dimineață care ne-a dat aceste clipe de har, să putem să stăm aici în casa Domnului, să putem să cântăm, să putem să ne rugăm, să putem să ne împărtășim emoții și ne place părtășea voastră. Un pic dacă e pauză, dacă cântă fanfara și nu sunt versuri, un pic dacă mai cântă cineva și nu știm cântarea, repede găsim colaboratorii, găsim persoane cu care să vorbim și avem multe de spus. E bine, ne place părtășea, dar ceea ce ne atrage atenția pe Domnul Dumnezeu este prin Apostolul Petru, mai ales în casa Domnului. Știți ce spun? Dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Știți de ce spun asta? Prea ușor, chiar și în casa Domnului, diavolul profită de noi. Nici aici nu lasă în pace. Aici intră ca și cum este pe bărbat. Pentru că noi suntem cei care decidem dacă îi dăm loc sau nu. Nu există o pancartă prin plătiție la ușă și peste care să nu poată trece. A venit la Domnul Iisus în pustie, cu 40 de zile și 40 de nopți de rugăciune și post. Și a căutat în tot timpul cuvenit să-L ispitească. Și spune, L-a ispitit în toate felurile și apoi L-a lăsat până la o vreme. Dar până și pe cruce, Iisus Hristos a fost ispitit de diavolul. Ce i s-a spus? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dovedește-ne și dă-te jos de pe cruce. Era mare ispită, nu? Să coboare de pe cruce, să dovedească că El e Fiul lui Dumnezeu. Așa îi spunea diavolul. Pentru că în felul acesta, toată lucrarea de mântuire era spulberată și astfel nu eram aici. Și dacă suntem aici să mântăm cuvintele lui Dumnezeu, au mare valoare. Și atunci când vorbim, zicem, Doamne, ajută-mă să vorbesc ceea ce nu voi regreta niciodată. Niciodată când ne gândim la vorbele care au ieșit și nu se mai întorc. Privind înapoi să ne pardon. Dar dacă suntem onești, onești sinceri, de câte ori n-am vorbit ce nu trebuie, de câte ori am spus lucruri necugetate, de câte ori am murat pe dinainte, de câte ori ne-am pipit, de câte ori am clevedit, am bârfit, am vorbit de rău, am judecat, am criticat, prin un spirit destructiv și nu constructiv. Și știm noi prea bine dacă ne analizăm. De aceea vreau să spun, să nu uităm, chiar și în casa Domnului, diavolul profită. Și Domnul Iisus spunea, așa de frumos, acea pildă cu sămânța care cade în patru categorii de pământ. Cade lângă drum și nu are nicio șansă sămânța aia, pentru că vine de vreme de păsările și o ia. Cade între spini și mărăcini. Nici aia are nicio șansă să ajungă până la maturitate. Cade pe locuri stâmpoase unde e puțin pământ. Și repede răsare și promițătoare parte, acea sămânță, acea plantă se dezvoltă, dar nu are profunzime. Și merge până la vreme să o sucă. O singură categorie rămâne, cea care cade într-un pământ pregătit, un pământ bine, deselenit, afunat și sămânța aceea poate prin binecuvântarea Domnului să ducă rod. Cu alte cuvinte, să nu uităm, noi suntem cei care decem dacă cuvântul lui Dumnezeu va aduce rod în viața noastră. El va aduce rod oricum, indiferent că noi am vrea sau nu să ne supunem cuvântul lui. Iisus Hristos, în timpul lucrării sale pe pământ, a propovăduit cuvântul. În fiecare zi, aceasta a fost pe prim plan, prioritatea numărul 1 a lucrurilor sale, să spună cuvintele Împărăției lui Dumnezeu. Dar nu toți l-au ascultat, nu toți au fost mântuiți, cei mai mulți au rămas afară. Să fim atenți că diavolul e pe lângă noastră, să fim atenți că îngrijorările nu ne dau pace, să fim atenți că entuziasmul așa de moment, fără să cumpărim, fără să luăm în calcul prețul chemării cerești, toate acestea nu ne aduc nimic, nu ne ajută să ne calificăm pe Întoarța Lui Dumnezeu. Așa că nici nu m-am gândit să spun lucrurile acestea în introducere. Și ce aș vrea, cuvântul Domnului să nu ne pară plictisitor. E adevărat că trăim o vreme foarte grea, în care cuvântul este tot mai puțin prețuit, tot mai puțin iubit.
Ne place mult divertismentul, ne plac mult activitățile care ne fac să se trezăm și acestea nu fac altceva decât de cele mai multe ori. Nu spun că nu sunt excepții când bucuria Domnului e dăria noastră, dar de cele mai multe ori acestea nu fac decât să înmărășe realitatea care este în noi și să nu ne mai confruntăm cu starea noastră în care suntem, să nu mai privim la nevoia disperată care o avem de salvare, de mântuire și să credem că mergem bine. Și să încercăm așa ca și cum facem, cum îmi doare capul, mai rău cât un tilenor, zice, a, da, da, mergem înainte cum ne-a trecut. Dar problema poate să fie mult mai profundă și după câtva timp să vedem că, de fapt, cauza e alta. Și noi o amețim așa, încercăm să rezolvăm pe moment. Confruntarea cu Cuvântul lui Dumnezeu, care și în această dimineață este un cuvânt extraordinar de minunat, dar foarte profund, în același timp, foarte necruțător, dacă pot să spun cu ăsta. Pare dur, așa? Ne place să auzim vestea bună a Evangheliei și să cântăm. Ne place să auzim că Domnul a venit să aducă veste de pace. Da, a venit. Dar în același timp a venit să aducă avertismentul pentru cei care nu vor să asculte. Și acest cuvânt este un asemenea cuvânt. Este greu de acceptat. Și de ce? Când începe pe un fond, într-o atmosferă frumoasă, într-o atmosferă de sărbătoare, o veste bună, extraordinară. Și anume, un om bogat s-a hotărât ca din ceea ce are să împartă cu cei care sunt bine. Și a dat o veste și o știre la cei care erau în jurul lui, la cei care erau sub, să zic, stăpânirea lui sau în anturajul lui, să se pregătească pentru un ospăț, pentru o cină extraordinară. La această cină puteau să vină și erau invitați toți. Nu trebuia nimic să facă decât să vină și să se bucure de ceea ce stăpânul, gazda, a pregătit. Și sfârșitul este foarte tragic. Ascultați! Și aceasta mă șochează. Și de ce? Că noi avem impresia că vin la adunare și ne bucurăm cu această veste bună și cu această primare lui Dumnezeu. Și apoi avem impresia că viața noastră ne îngrijăm cum vrem noi. Ne batem cu un pumn în piept. Ne mădurim de multe ori că cine suntem noi că am fost chemați. Că cine suntem noi că am fost băgați în seamă de stăpân, de mare stăpân Dumnezeu. De cel care a creat totul și ține totul cu puterea lui. Ca mai apoi să credem că facem cu viața noastră ce vrem. Aceasta e mare, marea dramă a alegerilor noastre în viața aceasta. Avem impresia că ne jucăm cu chemarea stăpânului, cu oferta stăpânului. Ascultați sentința, sfârșitul, dezmodământul pentru acei care au știut de acest mare ospăț. 24:24. Deci vă spun, asta își spune stăpânul mâniat și vreau să readuc în fața dumneavoastră. 21, încerc scuze, 21. Când s-a întors, robul a spus stăpânului său aceste lucruri, refuzul. Atunci stăpânul casei s-a mâniat. Și mă opresc aici și trec în versetul 24. Și pe această atmosferă, pe această stare a declanșării mâniei stăpânului, spune și rostește, vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Nu-i așa că e tragic? N-ar fi dramatic. Mi-aduc aminte de o cântare frumoasă care o cântăm la binecuvântarea de copii și de multe ori am de ce cântăm cântarea asta și spune cântarea așa, ne duce cu gândul în trecut, în copilăria noastră. Și copiii probabil că o trăiesc acum. Când ești prins în tot felul de activități acasă și ești parcă absorbit de ele și vii de la școală, obosit, abia aștept să strântești sacul de școală și deja ai pregătit planul de lucru, zic în ghilimele, deja știi ce ai de făcut. Jocuri, activități extra-parașcolare, da? Ceea ce nu ține de școală, zicem noi. Și dintr-o dată auzi vocea care te cheamă, hai la masă,
acum cei urmați, cei care le place, copii care le place mâncare, nu e o problemă, că ei nici nu stau la activități până nu își rezolvă problema asta, da? Cei mai mulți știu, eu cel puțin, eu mă confrunt cu asta, cu fetele mele. Greu le aduci la masă și greu se ridică de la masă. Uneori trec zecile de minute, poate și ora, și încă n-a terminat. Ajungi la cină și încă n-a terminat prânzul, dacă bine că vine la școală. Și mi-aduc aminte de acea cântare care o cântăm deseori, care spune: și mama ne-a chemat pe toți în casă, iar noi copii afară ne jucam. Acum ei aici în Canada nu prea au timp să joace afară, că nici nu le place să iasă, mai ales de, din decembrie până prin aprilie sau mai târziu, mai. Nu-i tentant, dar au multe lucruri și a spune, și mama ne-a chemat pe toți din casă, din locul în care avem activitățile noastre. Și nostalgic poetic când îi spunea: ne amintim de vocea ei duioasă din vremea aceea când copii eram. Revenind la zilele noastre, poate ne aducem aminte de o voce care ne-a chemat într-o zi, în timp ce umblam în lumea aceasta, în timp ce ne confruntam poate cu probleme în care nimeni nu ne putea scoate, în timp ce poate încercam să ne dezvoltăm planul nostru de lucru, de desfășurare al vieții, și la un moment dat am văzut că nu iese nimic, că totul se năruie. Și o voce a spus: vino la masă. Vino la mine, că la mine cu siguranță vei găsi odihnă. Și poate a fost o zi când am spus: da, Doamne, vino. Și zice, am spus. Foarte ușor răspundem eu atunci când suntem într-o problemă, atunci când e o nevoie. Însă ceea ce este trist, dacă rămânem doar cu acea voce, cu acea nostalgie a trecutului, dacă astăzi nu ne mai încălzește, nu ne mai mișcă această voce a chemării, înseamnă că a fost doar o problemă de moment, care aveam rezolvată. Imaginați-vă un copil care se joacă și se joacă și parcă nimeni mai în jurul lui, e foarte concentrat și niciodată cade și se lovește și fuge repede unde? În brațele mamei. Dar după ce îi trece, nu mai doare, vedem că din nou vrea să meargă înapoi acolo. Și încerc să-l avertizez, să-l previzez, spui: nu te mai duc. Ai văzut ce ai pățit? Stai să te țin de mână. Stai să mergem împreună, pentru că e prea periculos. Zona este periculoasă. Sunt pietre, sunt bolovani. Stai! Și vezi că nascutul se smulge. A fost o problemă în moment în care a fost, să zic, stâmpărată, rezolvată acea durere. Și l-a plecat de ea. În această zi, acest cuvânt, cred că sună pentru fiecare dintre noi și Domnul Iisus rostește această pildă, acest exemplu din viața de zi cu zi. Se afla la masă. Știți unde? În casa uneia din fruntașii fariseilor. Era o elită religioasă. Oameni care putea cea pe stradă, pe lângă ei, trebuia să se zici coloria sau șapca, dacă avea, trebuia să le faci chiar și pe Crăciun și ei asta aștepta. Erau oameni care întotdeauna le plăcea să fie primii în locurile de cinste. Și vom vedea așa pe scurt că în acest context Domnul Iisus rostește această pildă. Și acolo, aflându-se Domnul Iisus în acea casă, urmărit de privirile fariseilor care au venit acolo, nu s-a ascultat. Noi am venit să ascultăm cuvântul, așa că mie nu-i frică. Dar imaginați-vă la Domnul Iisus când a fost acolo și știa că fiecare din acea casă, la excepția unei singure persoane, are un singur scop. Vreau să-l citesc. Fariseii îl pândeau de aproape. Aveau un singur scop, să-l prindă pe Iisus cumva, cumva, cu vorba, un gest, o lucrare, o atitudine, ca să-l poată acuza și să-l poată condamna. Voia să scape de Fiul lui Dumnezeu. De cel care i-a creat, de cel care venea să-i cheme și pe ei erau spăți, de cel care venea să le spună ultima chemare sau ultima strigare, îl gândeam și n-aveau ochi buni. Și Domnul Iisus face o vindecare, era un om bolnav de dropică.
Am înțeles că această boală este o boală în care e foarte multă apă în organism. Și Domnul Iisus îl vindecă acolo pe loc, dar înainte a vindecat, pune o întrebare. El oricum știa ce ar vrea de făcut. El nu se alinea la ceea ce spun ceilalți, pentru că el știa de unde vine, știa ce face. Și Iisus Hristos, asta admir frumusețea asta la Domnul Iisus, spune, Fiul face ce vede pe Tatăl, tocmai. Fiul nu face nimic de la sine. El, Fiul lui Dumnezeu, vine pe pământ, ia chip de rob și se face ascultător până la moarte, până nici cel mai mic gest. Aduceți-vă aminte la prima minune care a făcut-o Domnul Iisus în Cana din Galileea. Maria îi dă o sugestie, spune, Fiule, nu mai au vin. Și i-a zis Domnul Iisus, și-a zis, da, mamă, să trăiți, acum repede rezolvăm problema. Nu. Chiar dacă a fost mama lui, să zicem noi, trupească, prin care s-a zămislit Iisus Hristos, a spus, femeie, limitele au fost puse, Domnul Iisus. Ce am eu a face cu tine? Toate cuvintele, lucrarea mea, e a mea, a mea și a Tatălui. Nu mi-a venit încă ceasul. Și Iisus Hristos acționează la momentul potrivit. Și în această situație, Iisus știa ce avea să facă. Și a zis, ce ziceți, bine să vindeci un om în ziua sabatului, e îngăduit sau nu? Și ei se uita la Iisus. Și acum nu putea să zică, nici da, nici nu. De ce? Că Iisus a pus problema cel mai înțelept. Este îngăduit a vindeca. Dacă spunea Iisus, ce zice este îngăduit ca să te plimbi așa pe stradă și să începi să, dacă ai ceva în jurul casei, să te apuci să lucrezi în ziua sabatului, că n-ai observat în timpul săptămânii, să faci o activitate așa personală, ai chef să ieși undeva, să mergi să faci ceva. Dacă spunea din stat, ei spunea nu, dar Iisus a zis, este voie, este îngăduit a vindeca și toți tăceau. Și Domnul Iisus le dă explicația și numai atât justificarea, pentru că ei înșiși la fel ar fi procedat dacă era pentru ei, dar Iisus Hristos a venit pentru toți. Asta e diferența. Și ascultați, spune, cine dintre voi dacă îi cade copilul sau boul, adică posesia lui, dacă îi cade în fântână, nu sare, ia meu, repede să-l salveze de acolo, sigur, e instinctul nostru, posesiv. Sau matern, sau patern, că e al meu, e copilul meu, e lucrul meu, e animalul meu, e viața în joc. Trebuie să-l salvez, să-l scot de acolo. Și Domnul se zice, care dintre voi l-a zânsat acolo, că e sabat? Și a spune, vin mâine să-l scot de acolo. Niciunul. E absurd. Atunci Iisus Hristos îl vindecă și nimeni n-a putut să răspundă. De ce? Că Iisus era înțelepciunea anticipată. Și acolo la aceeași masă, Iisus continuă. Și chiar dacă a fost un oaspete invitat, el crea controlul discuției, a atmosferei. De ce? Un singur scop a avut Iisus Hristos. Să caute, să mântuiască ce l-a pierdut, dar nu numai atât. Să spună lucrurilor pe față. Nu menaja pe nimeni. Nu exista că, acum mănânc în casa ta, ți-a spune, dar mă abțin. Lasă că nu dă împrejurare, nu. Domnul Iisus, unde oriunde era, cuvântul ce ieșea din gura lui, era har și adevăr. Asta e frumusețea. Și omul a plecat vindecat de acolo. Apoi, Domnul Iisus a văzut acea tendință, cum am ajuns în casă, repede, știți unde s-au așezat. La noi, tendința să ne așezăm cu ultimul rând. Și chiar sora Rodica zicea dimineață, Gicule, nu e loc. Sunt persoane care nu, chiar dacă n-au copii micuți, să așează acolo, pentru că e modestia atât de exagerată, că frații nu vor să vină mai în față. Și ați nimic, pot să fac mai în față. Și acum, chiar dacă mai deranjează copiii micuți, am îndrăznit să vin mai în față. Dar aici era invers. Ei mergeau pe locurile din tâi. Și vă dați seama ce buznă era acolo? Care să fie primul, să fie cât mai aproape de gazdă, să fie cât mai în centru atenției. Și-a zis Domnul Iisus, nu fă lucrul ăsta. Și asta se aplică în viața de zi cu zi, în orice domeniu. Nu avea o simțire mai sus decât ești. Nu te vedea mai sus decât poți să ajungi. Și chiar dacă ești acolo, nu uita că așa de ușor poți să cazi de acolo. Și a spus Apostolul Pavel, cine stă în picioare să ia seama, zboară de acolo, cade de acolo. Pentru că nu noi stăm în picioare care putem să stăm, ci e stăpânul care ne ține. Care dintre noi a venit acum în această dimineață la Dumnezeu și am zis, gata, sunt sigur că picioarele o să mă ducă până la casa Domnului. Nu cred că am putea să ne bizuim nici pe trupul nostru,
că e capabil să ne asculte. Care dintre noi ne-am bizuit pe inima noastră ce gata, inima mea mă ascultă și când eu zic ia pauză? Nu! Tot ce avem, avem prin harul Domnului. Și Domnul Iisus a zis, fiți smeriți. Nu te așeza sus. Nu te băga în față. Și de ce? Pentru că totul pierzi. Pierzi. Pentru că riscul e prea mare ca să fii umilit mai mult, mai mult decât ai fi dacă ai trecut în spate. Eu nu zic să vă puneți în continuare în toate față. Eu aș dori ca să vin, mai ales cei care nu au copii mici, Domnul să ajute, te ajută în felul acesta. Dar, în viață, atunci când încercăm noi, vrem noi, poate să vină stăpânul să zică, auzi, locul ăsta nu era pentru tine, îmi pare rău, rezervările au fost făcute, te rog, du-te mai în spate, că trebuie să vină o altă persoană. Imaginați-vă, e o umilință, nu? E pus acolo, încet, poți să dai impresii, să faci acolo poate așa un pic de atmosferă și oamenii sunt strategizată să te vadă, ce poți acolo? Păi, nu era pentru mine. Și Domnul s-a zis, fiți smeriți. Pentru că spune, la vremea potrivită, El vă va înălța. Asta e viața lui creștin pe acest pământ. O viață în care trebuie să umblăm smeriți. Și aceasta vrea Domnul Iisus. Dacă nu reușim să copiem pe Iisus Hristos, să-L imităm pe El, asta înseamnă creștină, înseamnă un mic Hristos, înseamnă că n-am reușit nimic și nu o să putem să fim cu El. Pentru că o zis Domnul Iisus, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o dignă, dar nu s-au oprit aici. Că ziceau, ce bine, eu zvă băiatul, eu omul la care băiatul ăla plin de energie, chiar dacă mi s-a întâmplat ceva, mă duc în brațele lui Iisus și așa de bine că sunt în siguranță. Nu doar atât. A zis Domnul Iisus, învățați de la mine. Și dacă nu învățăm, înseamnă că nici nu avem ce să stăm în Dumnezeu. Și de ce? Pentru că Apostolul Ioan, în capitolul 15, spune acolo despre relatarea Domnului Iisus, zice, eu sunt viță, spunea Domnul Iisus, voi sunteți mlădițele. Pe orice mlădițe care rămâne în mine și rămâne, atâta, da? Așa spune cuvântul. A spune noi ce bine, știți ce înseamnă viță, nu? Înseamnă de unde ies lăstarea de la vie și pe ei cresc struguri. Dar mlădițele alea nu pot să ducă la roadă decât dacă sunt înfipte în acea viță și apoi în butucul viei. Și a fi fain pentru o viță să stea acolo și în țară de mult o trebuia să curăți via. Ca nu cumva mlădițele care n-aveau rod să ia toată seva din acel butuc. Și strugurii care vor să tragă seva ca să se dezvolte, să nu mai aibă de unde și să sufoce viața acelei vițe, trebuia tăiat acel răstar. A zis Domnul Iisus, pe orice mlădiță, pe orice răstar care este în mine, și a zis, noi am venit la Domnul Iisus. Și îmi place ce a spus fratele Mircea, dar aș vrea să mergem puțin mai departe. Nu e destul să vin la Domnul Iisus. E ușor să vin în apa botezului, să spun, da, până la moarte îl urmez pe Domnul Iisus, să fac o declarație verbală într-un moment anume din viața mea. Și trebuie, necesară, e un start, e un început, dar nu putem rămâne aici. Pentru că a zis Domnul Iisus, pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, nu învață de la mine, nu vrea să fie ca mine, zice el, o tai. Și ce mai mare dramă decât să ne înșelăm, crezând că suntem cu Domnul, crezând că suntem mântuiți și încolo nu. De aceea trebuie să ne evaluăm. Știu că sunt domenii în care lucrează oameni și aici în Canada. Și în fiecare an, poate chiar mai la un interval mai scurt, trebuie să dea examene, teste de aptitudine. Dacă pot să se califice, să profeseze mai departe în domeniul respectiv, dacă nu, trebuie să-și aleagă alt domeniu. E adevărat asta. Credeți că Domnul Iisus funcționează mai jos decât gândirea umană? Nu. Domnul Iisus Hristos a venit cu un scop, să-și aleagă, să-și răscumpere, să câștige un norod care să fie al lui, dar nu orice fel de norod, nu doar consumatori, ci un norod plin de râvnă pentru fapte bune. Numai asta nu vrem noi, de multe ori. Am vrea să facem ceea ce vrem noi, ceea ce ne place nouă. Dar când e vorba de fapte bune, am vrea să alegem noi faptele bune. Și care fapte bune ne-ar place noi? Faptele care sunt văzute, faptele care sunt aplaudate, faptele care sunt apreciate. Și Domnul Iisus a zis, nu, astea nu sunt.
apreciată de mine, dacă ai fost apreciat în lumea aceasta, dacă ai vrut aprecie și răsplată de la oameni, nu poți să iei al doilea salariu. Ai muncit într-o lună? Păi nu poți să mergi la altă companie să-ți dăm salariul că am muncit la compania cealaltă. Ai primit acolo ceea ce ți-ai dorit, ceea ce ai cerut? Cu atâta rămâne. Și aș vrea să citesc legat de asta în Matei, în capitolul 6. Cuvântul Domnului prin Iisus Hristos, El însuși cuvântul lui Dumnezeu spunea. Versetul 1, capitolul 6, Matei 3. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Și cam asta ce le plăcea farisei aceștia și poate și nouă de multe ori e acea dorință să vadă frații, uai ce om, ce om spiritual și să auzim vocea aia, ne încălzește, așa e ne... Noi trebuie să ne cunoaștem bine, să știm că dacă putem să facem o faptă bună, dacă putem să scoatem un cuvânt potrivit, e pentru că Dumnezeu a pus aceasta în noi și ne-a împrednicit și ne-a schimbat și ne-a transformat și a zis, nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Admitere, adică dacă nu e așa, nu veți avea răsplată de Tatăl vostru care este în ceruri mai departe. Tu dacă îmi faci milostenie, nu o suna cu trâmbița, ai îndrătat un fapt cățar, deci în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-a luat răsplata. Oamenii care și-au luat răsplata. Poate cuvinte, pentru orice lucru este o răsplată, dar diferența e când primim răsplata. O vrem aici? Mi se dă. Și ceea ce e cel mai tentant pe noi că o vrem aici. Ceea ce e cel mai trist, când Iisus Hristos ne-a promis împărăția, viața veșnică și bucuria cu El, noi vrem de multe ori aici să fim apreciați, oamenii să fie mulțumiți de ceea ce spun, să nu supărăm pe nimeni, toată lumea să fie bine când trece pe lângă noi și parcă suntem așa liniștiți. Oare asta vrea Dumnezeu, nu? Spune, aveți grijă în împlinirea voastră să fie în primul rând înaintea Dumnezeu, bineînțeles, că nu să poți te ascunzi. Nu faci lucruri rele în public ca să nu arăți că ești al Domnului, dar nu cu scopul, nu motivat ca să fiu văzut. Pentru că Dumnezeu l-a văzut pe Iosif, știți unde l-a văzut? Nu mai era la tata și la mama. Nu mai era cu frații. Era de acum în Egipt, era de acum acolo în temniță, era în casa lui Potifar, era în diferite ipostaze în care Dumnezeu îl vedea și era știut atunci când a fost ispitit. A spus, nu pot să fac aceasta pentru că păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Nu erau acolo părinții, nu erau frații, nu erau sororile. Ceea ce vrea Domnul Iisus să ne învețe, fii smerit și ceea ce faci, în următoarea, dacă citim aici, de la 12 în continuat despre binefacere, au zis, tu când faci ceva, nu chema pe ăia care... Nu obișnim asta, trebuie să recunoaștem. Chemăm prietenii la noi, peste o săptămână mergem noi la ei, sau frați, surori, și frumoasă părtășia. Am zis chiar de la început că ne place părtășia. Dar Iisus a zis, bun, asta e bună părtășia, dar e pentru aici. N-ați investit nimic, nu v-ați ales cu nimic dincolo. Doar că v-ați simțit bine voi și spune, nu chema pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tăi, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te chemi și la rândul lor pe tine și să ia stelor sfată pentru ce ai făcut. Și când ai o masă și acum ai revin faptele care nu ne place nouă să le facem de multe ori, de multe ori ne uităm, ăla e negru, ăla e haitian, ăla nu merită, ăla să facă ceva, ce le lucrări între mine și el, nici măcar nu-i vecin. Mergem iar pe drum undeva, vedem o nevoie, întoarcem capul și conducem mai departe, n-am văzut nimic, nu? Suntem foarte liniștiți. Oh, păi, dar stai cu mine, n-am nicio legătură. Oare cum ne comportăm? Mie mi s-a întâmplat să cadă acest examen. Și mi s-a întâmplat și a s-o spus pentru slava Domnului să nu-mi dea Duhul Sfânt în pace încât să mă întorc și să încerc să fac ceva. Și apoi altfel m-am dus. Dar nu l-am cunoscut. Dar așa trebuie să gândim. Asta e gândirea lui Iisus Hristos. Nu meritam să vină pentru noi. Niciunul din noi nu ne calificam ca să vină Prințul Cerului. Și a făcut de dragul nostru că ne vrea cu El. Dar oare cât de mult noi vedem nevoile jurul nostru. Și Iisus Hristos a spus, nici neprihănirea, nici postul, nici milostenia, nici faptele, să nu le faci motivat ca să fii văzut, să fii elogiat. Și le fă înaintea Tatălui, ne-a spus, fii anonim. Pentru că tot ce faci în anonimitate, tot ce faci în ascuns, într-o zi va fi dezvăluit și dat pe față. Dar nu spre rușine, ci spre o binecuvântare cum nu te-ai putut imagina.
aduceți aminte de Marduel, în Vechiul Testament, la un moment dat, el vede un atentat la viața împăratului Ahasverus și divulgă, sesizează și lucrurile rămân nevăzute, neobservate, Marduel mai departe își duce viața lui, acolo în cazul, în problemele lui, zicem noi, de zi cu zi, și trec zilele, trec ani și pare că nimic nu se mai întâmplă. Și când nu se așteaptă într-un moment culminant, decisiv pentru soarta lui, pentru soarta poporului Israel, Dumnezeu se ocupă de ceea ce a făcut el cu ani în urmă. Și nu zice Mardoi, nu scrie o scrisoare, dar aș vrea, vezi, uite acum, sunt în situația asta, adu-ți aminte, tu nici nu știi, să-ți aduc aminte ce s-a întâmplat în urmă câțiva ani de zile și să dea detalii. Nu, Mardoi rămâne credincios. A făcut un lucru, l-a făcut în ascuns pentru a salva, pentru a salva o situație, pentru a rezolva o problemă, cât a putut el. Și după ani de zile, Dumnezeu nu lasă să doarmă pe Ahasverus. Și zice, aduceți-mi cărțile aici, cărțile din istorie, din cronici, tot ce s-a făcut, faptele de vitejie. Să-și pierde și el noaptea, mai simplu pentru noi, că sunt atât de materiale, repede le găsim. Dar atunci el vrea să vadă ce s-a mai întâmplat în decursul vremii, ceea ce a trecut cu vederea și a fost neobservat. Și a găsit că acest Mardoheu a făcut un lucru extraordinar. Și atunci a zis, a întrebat, i s-a făcut ceva omul acestuia? I s-a recompensat acest gest? Mi-a salvat viața? Și a întrebat pe Mardoheu. Și discutați, acest gest i-a salvat viața lui și a poporului lui Dumnezeu. În timp ce Haman pregătea spânzură toată, el, vărșmașul poporului Dumnezeu, a trebuit el însuși să fie pus pe ea. Și Mardoheu, pentru care îi se pregătise acea spânzură toată, acel element de tortură, de ucidere, de, în care să fie omorât, Mardoheu înlocuie chiar tot cetății. Haman îl ducea acel animal, acel cal probabil, împărătesc și zice, cine altul decât Mardoheu e cel pe care vrea ce împăratul să-l cinstească. Și e un mic exemplu din viața omenească, dar să vedem că Dumnezeu e la prima istorie și la prima vieții noastre. Și a spus Dumnezeu prin cuvântul Său, cine știe să facă bine și nu face, să vârșește un păcat. Cine știe să facă și nu face. Noi de multe ori ne limităm la păcate, de asta frusul și zice, n-am vrut să fur, n-am voie să fumez, n-am voie să bea, n-am voie să iau droguri, n-am voie și adevărat, sunt păcate. Dar sunt lucruri atât de subtile care le trece cu vederea. Și dacă vom citi în 1 Corinteni, vom vedea o listă în care Apostolul Pavel spune, vă spun mai dinainte că toți ce fac astfel de lucruri și altele asemenea lor, nu vor moșteni în Împărăția lui Dumnezeu. Și acum vine apostolul Iacob, dacă nu greșesc, și spune, cine știe să facă un bine, deci nu face rău, nu face rău la nimeni, dar nu face un bine care știe, care ar putea să-l facă, e deja un păcat. Domnul să ne dea înțelepciune, Domnul să ne trezească conștiința, mintea, inima, să putem să înțelegem că Iisus Hristos la această masă ne dă învățătura asta. Și când aude unul din aceia adunați de acolo zis, ferice de acela care va plânzi în Împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus putea să zică, da, ai dreptate, să se oprească aici. Dar vine și arată adevărata parte, adevărata față a realității. Ceea ce am spus și la început. Ușor putem să promitem lui Dumnezeu. Poporul Israel a fost anunțat în nenumărate chipuri și moduri, prin proroci, prin profeți, că e un loc binecuvântat, că Dumnezeu vrea să salveze națiunea lui Israel, vrea prin ei, din ei să facă un popor mare și prin ei să fie binecuvântată toată omenirea. Și spune lui Avram, toate națiunile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și Dumnezeu le dă atâtea dovezi în cursul istoriei, prin oamenii lui, prin dovezile arătate, prin minunile care le-a făcut. Și totuși, ei, cu gura, zicea, da, suntem de acord, mergem la templu, mergem la templu. Și erau nelipsiți de la templu, chiar și acești farisei. În fiecare dată erau prezenți la templu, dar
degeaba. Viața lor nu era în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Viața lor trebuia schimbată și Domnul Iisus a zis, ascultați bine. Un om a dat o spăț, o cină mare și a poftit pe mulți. În acea vreme, înainte de a spune vinul la mine, făceau la nebun câtva timp, probabil o săptămână, două săptămâni, nu știu, i-a anunțat să-mi faci program pentru că în ziua X te chem să vii la cină la mine. Și a poftit pe mulți. Răspunsul, clar, din moment ce s-a apucat să facă, să pregătească, a fost pozitiv, așa deduc eu. Că dacă nu zicea, toți au zis că nu o să poate veni, că a luat ceva de făcut în starea inițială. A început, nu au fost poftiți. Stăpânul s-a pregătit și ascultați. La ceasul cine a trimis pe robul său să spună celor poftiți? Veniți! Momentul e gata, e aici. Veniți că toate sunt gata. Aici e problema. Acum a început să-și găsească scuzele și le-au avut deja pregătite pe parcurs. Spune că toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Logic? Cine dintre noi cumpără și apoi merge să vadă. Hai, cumpere, mă, Eugenia, cumpără un biscuite pe internet sau eu să știu un lucru care oricum n-are valoare mare. Îți cumpli un ogor, un teren, dă 200.000 de dolari sau eu să știu cât un teren și cumpără. Acum îl vezi pe internet, nu era internet, trebuie să ții în cont de contextul de atunci. Acum și da, îl cumpăr pentru că îl văd. Nu, atunci nu-l vede. Zice el, dar am cumpărat și trebuie să mă duc să-l văd. Era logic? Nu vezi prima dată. Vezi dacă îți convine, dacă e bine poziționat, dacă poți să faci ce vrei pe el, ca nu cumva după aceea să-l iei degeaba. Zice, trebuie să mă duc să-l văd. Nu stă în picioare. Merge seara. Da, exact, și merge cu seara. Da, foarte bună remarcă. Era la cine? El merge seara cu lanterna să-l vadă. Un alt lucru spune, tocmai acum am cumpărat 5 perechi de boi. Ascultați, nu un kilogram de carne de boi, de vită. 5 perechi, erau forță de muncă. Boia produceau. Și zice, mă duc să-i încerc. Eu știu piața de mașini în România, nimeni nu cumpăra mașina până nu se suia la volan. Mergea cu mecanicul să se uite pe sub mașină, îți lucrurile ascunse și în România sunt foarte, românii știți că suntem români, sunt foarte specialiști la asta, ca să mascheze lucrurile. Ei și ai surprize după aia. Și cu toate astea, verifici mașina, mergi cu specialistul, o încerci, te uiți și tu, ca nu cumva celălalt să nu vadă și să scapă din vedere și abia o cumpe, abia o cumpe. Și după ce o cumperi, te trezești că ai surpriză. Dar spuneți-mi cine merge să cumpere, să plătească și după aceea să zică, mă duc să o încerc după ce am plătit. Îmi spune că am cumpărat. Nu zice că am făcut, programare, cerere, să văd dacă mi s-a probă. Am cumpărat și mă duc ca să încerc acești 15 de bani. Nu stă în picioare. Altul spune, m-am însurat și de aceea nu pot veni. Păi, soția nu vrea să, nu poate să mănânce? N-are nevoie de cină? Nu putea să meargă cu soția? Putea. Din spusele care Domnul Iisus le prezintă în această pildă, vedem foarte clar că orice scuză de-a noastră, orice scuză de-a unora, pentru că nu au spus toate motivele, că spune, toți parcă fusese vorbiți, au început să se dezvinovățească și au început să spune că a invitat pe mulți, nu doar pe trei. Spune, da? A poftit pe mulți, dar secolul 16 spune. Deci, ceea ce trebuie să ne fie foarte clar și ne place să vorbim de ei, dar acum hai să vorbim de noi. Pentru că am zis da lui Dumnezeu. Și cum am spus, poate în momente de cumpără, în momente grele ale vieții, ne-am hotărât. Poate a trebuit Dumnezeu să lucreze la caracterul nostru, să ne vorbească când într-un fel, când într-altul, până când, în sfârșit să înțelegem că El ne vrea viața, El ne vrea să ne mântuiască. Și am spus da. Și poate l-am declarat cu voce tare la apa botezului în fața multor martori și am spus, da, vin, m-ai chemat, vin, nu merit, n-am cu ce să-ți plătesc, nu pot să-ți recompensez niciodată, dar pentru că ești generos, pentru că m-ai chemat și am preț, pentru că m-ai ajutat, am venit, dar acest da nu trebuie să rămână în dat de moment. Și trebuie să fie în fiecare zi activat. În fiecare zi să spunem acest da. Pentru că dacă nu, foarte ușor cădem în aceeași capcană. Și când e vorba
de fapte bune. Când e vorba de rugăciune, când e vorba de ascultare, pentru că ascultarea face mai mult decât jertfele și e foarte ușor să ne ascultăm, mai ales în vremea asta, când oricine face ce vrea și nimeni n-are voie să-i ceară socoteală, îl poate da repede în judecată, pentru că fiecare e liber să-și decide soarta și viața lui, nu-i așa? Începând de la cei mai mici, care numai abia știu să rostească câteva cuvinte, deja au multe drepturi și știu că le au. Și așa de ușor, putem și noi să spunem, e viața mea. Acum nu pot. Poate încercăm de multe ori să ne dezvinovățim și spunem, mă rog, uite. Ne întreabă câte un frate sau câte o soră. Auzi, frate, de ce nu mai faci ceea ce ai făcut mai de mult pentru Dumnezeu? De ce nu mai ești plin de rând? Auzi, frate, acum serviciu, auzi, frate, acum am și eu copii, acum... Și tot felul de scuze le invocăm, numai ca să nu ascultăm, să nu ne calificăm pentru cină. Pentru că nu-i de ajuns un task spus odată, ci în fiecare moment trebuie să fim gata la vocea Stăpânului. Pentru că El ne-a chemat, noi suntem pe acest drum al vieții. Și dacă noi decidem la un moment dat să coborâm din tren, putem să avem invitația în mână. Îmi vă imaginați, să aveți un bupon de intrat undeva. Să mai în mână. Să-l fi primit, să te fi bucurat cum ai primit. Dar în mâna să cea altceva e mai important. Auzi, e foarte confuz și nesigur, nu știu dacă se merită. În fața mea e lumea, în fața mea sunt perspective și posibilități. Așa a făcut un tânăr, în vremea apostolului Pavel, pe nume Dima. A mers după Pavel și la un moment dat a fost atras de lumea din jur. Și Pavel spune cu durere, Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Și foarte ușor putem să coborâm din mijlocul de transport care ne duce spre cer, văzând că lucrurile celelalte sunt mai importante. Acestea pot fi lucruri legitime, dragii mei, nu lucruri absurde. Poate fi afacerea noastră, poate pot fi banii noștri, poate fi avuția noastră, ceea ce avem, posesiile noastre, poate fi familia noastră, pot fi copiii noștri, orice ce este în jurul nostru, poate să fie un element care să intercune ajungerea la cină, ajungerea la momentul când Iisus Hristos va deschide ușa și va zice, veniți binecuvântat, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Și aș vrea să înțelegem, robul care a venit cu această veste, știți cine era? Însuși Iisus Hristos. Aș vrea ca să privim puțin aia și apoi să mă opresc. Și Duhul Dumnezeu să ne conștientizeze. Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră. A dezbrăcat gloria, s-a dezbrăcat de slava lui, de gloria lui, cu un scop nobil, cu un scop suprem, să ne salveze pe noi, să ne cheme la marea cină care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Și noi ar putea să ne întrebăm tine, ce e aia cină? Păi da, eu vreau aici ce văd în viața asta. Numai puțin să privim în urmă la istorie, numai puțin să privim la natură. Avem încredere că soarele va răsări și noi. Suntem convinși că Dumnezeu va vedea ca să răsară. Avem încredere că va ploua și vom avea ce să mâncăm. Știm că Dumnezeu. Păi dacă avem încredere în Dumnezeu, dacă vedem că ne dă cu credincioșie toate astea, ne mai trebuie și alte probe ca să spunem oare ce o să fie acolo. Cine știe dacă nu o să fie, spun unii, o să fie poate plictisitor. În viața asta e foarte interesant ca să ne trăiesc. Și dau pe o mâncare de linte ca și sau frumusețea și veșnicia cerului, așa de ușor. Și am spus că Iisus Hristos a știut de unde vine, a știut unde vrea să ne ducă. A vrut să ne pregătească un loc și l-a pregătit pentru noi. Și să citesc din Isaia, din capitolul 42, să vedem că El este acela care s-a făcut rob, să ne cheme pe noi la cină. Ce mai mare onoare ar putea să ne facă Dumnezeu? Să se dezbrace și să se coboare mai jos decât noi. Să aibă condiție umenească mai jos decât a mea și a noastră. O condiție socială. Imaginați-vă la posesiune, la cea de-a Domnului Iisus, nimic. El spunea, fiul omului are unde să-și petreacă, să-și plece capul. N-avea o odaie care să zică, asta e cheia mea și aici mă curc eu când vreau, intru când vreau. Nu avea. Când era pe cruce, o picătură de apă nu i s-a dat, El care a creat totul. Și El
Fiul lui Dumnezeu care a făcut mult mai multe, nu avem timp să le enumerăm aici, dar le vedem în cuvântul Domnului. El care și-a ținut promisiune de-a lungul istoriei, cel care a scos furcubeul care îl vedeți pe cer, este un semn al legământului. El care a spus în grădina Eden, voi trimite din sămânța femeii, voi izbăvi pe oameni. S-a ținut de cuvânt. El care a zis lui Avram, vei avea un fiu și vei avea moștenitori fără număr. Și Avram n-a văzut nimic la acea vreme, dar s-a crezut în Dumnezeu și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. El a promis împărăția și a spus că ne-o dă nouă. Vrea să împărățească cu noi. Și noi nu credem. Negustoria, boi, terenul, alte lucruri din anturajul nostru sunt mult mai importante și mult mai aproape de prioritatea noastră. Și vine glasul și va fi greu să răspundem. Va fi greu să ne desprindem. Pentru că aici este locul. Aici este timpul în care ne calificăm ce facem cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Ce facem cu chemarea lui Dumnezeu și spune, iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu, în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. Isaia 42,2. El nu va striga, nu își va ridica glasul și nu va face să se audă pe ulițe. Trestea frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu îl va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Robul, Fiul lui Dumnezeu care s-a dezbrăcat pentru noi și a venit și a chemat. Și unii au zis, gata, nu mai interesează. Și la un moment dat a mers peste tot și Iisus Hristos a dat Evanghelia la toți. Pentru că asta era scopul lui, să aducă mântuire pentru toți oamenii. A venit la Sfânt, azi nu l-a primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică nu doar primit, celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și acest drept, dragii mei, avem noi astăzi. Noi suntem cei de pe la garduri, noi suntem cei de prin piețe, de unde ne-a găsit Domnul Iisus din lumea aceasta. N-aveam niciun viitor, n-aveam nici legămintele care le-a dat poporul Israel, nici o nădejde, fără nicio țintă. Dar Iisus Hristos a privit spre noi ca spre valoare și a spus, am găsit preț de răscumpărare în El. Îl răscumpăr, dacă vrea să vină la cine mea, dacă vrea să fie cu mine. Oare ce spunem noi în fața acestei imagini care Iisus Hristos se dezbracă de slava Lui și achite rog ca să ne salveze? Și Apostolul Pavel spune în Filipeni, capitolul 3, dacă nu greșesc. Versetul 6. Hai să luăm versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat, nu a fost dezbrăcat, a fost un lucru, un gest din partea lui voluntar. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi, acelor din cerul, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Dacă vrem să avem parte la cină, trebuie să facem aceasta, să declarăm în fiecare zi. Și Iisus Hristos a plecat la cer, a spus, duceți-vă! Acum voi sunteți robi ai mei, cei care ascultați mesajul meu, și a spus, duceți-vă în toată lumea. Și ce facem noi? Dacă mergem, slavă Domnului. Dacă suntem mărturia la locul de muncă, slavă Domnului. Dacă oamenii pot să arate spre noi, să spună, uite, un mic Hristos, cu adevărat echipul lui Hristos în el, slavă Domnului, dar dacă nu, ne-am eșuat menirea. Suntem pe o cale greșită care duce la pierzare. Și a spus, voi sunteți robii mei. Și Apostolul Pavel a zis, noi, ca și trimiși în puterniciți de Dumnezeu, vă îndemnăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Nu doar că trebuie să dăm curs chemării Dumnezeu și să fim întotdeauna pe da, întotdeauna pe activ, întotdeauna receptiv la vocea Domnului, trebuie să spunem, să căutăm la garduri, să căutăm în piețe, în orice loc, dacă putem să ajutăm și să smulgem pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru că e o singură viață de trăit. Și dacă vrem să auzim în acea voce, în acea zi o voce care spune, vino, rău, bun, vino, rău, bun și credincios. Ai fost credincios.
peste puține lucruri, te voi pune peste multe. Vrem? Eu vreau. Vrem? Nu mai gândim. Avem timp să ne gândim, dar nu uitați. Nu există ofertă mai mare. Și Dumnezeu arată oferta. Noi prin cuvintele noastre de multe ori încercăm și încercăm și noi să ne punem și e luptă, e împotrivire, dar să nu uitați, a spus Apostolul Pavel și avem un verset de aur, Romani 8:37, spune, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Necarul, strâmbtorarea, suferința, lucrurile de acum, stăpânirile, zice, în toate aceste lucruri, pe asta să ne apărăm, suntem mai mult decât biritori. În drumul nostru, spre marea cină, prin acela care ne-a iubit. Și Domnul să ajungă să fim biritori. Versetul 22, care s-a citit, spune la un moment dat, robul, stăpâne, am făcut cum mi-ai poruncit și încă tot mai este loc. Vă întreb pe dumneavoastră dacă astfel mai este loc. Dacă este loc, vă invit pe tine, așa cum am spus la început, vă invit ca să acceptați oferta lui Dumnezeu și veți fi cei mai câștigători. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea să